Pentru Zodiarac, schimbările și transformările aduc situații în care uh, aveți uh, practic în față progresul, desprinderea de lucrurile tradiționale, uh, dorința de a cunoaște și de a vă integra în grupuri sociale, apare o atracție către misticism. Că cât mai puternică. În 26 septembrie schimbările din resurse și chiar din bunuri materiale pot aduce tensiuni, sentimente puternice, emoții, capricii, decepții uneori. Relațiile sunt ceva mai tensionate, există iar uh, tensiunile pot aduce chiar în zona relațiilor capricii, decepție, tendința de despărțire. Valorificarea tensiunilor se face și în zona resurselor, în familie, în cămin, în relații, prin satisfacerea dorinței de aventură, prin libertate mai mare, prin pasiune. Tensiunile care apar în zona resurselor pot să concentreze și zona aceasta a relațiilor. Frustrări care pot aduce instabilități în planul emoțional și poate să se amplifice și cunoașterea spirituală, cea de sine, cea din zona călătoriilor, prin intuiție, prin religie, prin misticism, sunt tot felul de riscuri până la urmă, de confuzii, planul sentimentelor, posibilitatea de a se amplifica experiența mistică. În 28 pot apărea discuții cu apropiații legate de cunoaștere, de studii, de călătorii. Sunt tensiuni care vă solicită gândirea imaginația, există riscul unor blocaje financiare, chiar de faliment, iar relațiile de familie sunt adeseori neclare, poate unor sunt niște excese, iar tensiunile se valorifică numai în relațiile prietenii și protectorii, prin gândire, prin intuiție, prin încrederea în forțele proprii. Relațiile sunt bazate în primul rând pe bună dispoziție, pe manifestări variate de bună dispoziție până la urmă, iar în 29 septembrie, luna plină din Berbec, aducem prin plan rezultatele din carieră, unde probabil cu șase luni în urmă ați întreprins ceva nou, ceva care poate acum să-și arate efectul. Aceste rezultate obținute cu șase luni în urmă nu vă convin, puteți acționa acum, puteți întreprinde unele schimbări, apare o bună aspectare pentru a avea intuiție puternică, pentru a fi creativ, pentru a avea voință puternică. Putem vorbi chiar de călătorile cu prietenii care vă solicită în, tot în această zonă a intuiției, a voinței. Călătoriile cu prietenii pot solicita unor, misticismul, ocultismul, folosirea intuiției și a creativității, a îndemânării, a deprinderilor. Până la urmă, relațiile cele mai probabile sunt cele creative. Există posibilitatea de a fi tentați din 30 septembrie, să studiați, să călătoriți, dar și există posibilitatea unor ieșiri mai violente, mai impulsive, încăpățânare și neacceptarea unor situații. Relațiile sunt mai conflictuale și putem vorbi chiar de unele manifestări revendicative, de riscuri de accidente. Există, de asemenea, o bună aspectare la sfârșitul de săptămână pentru relații mai plăcute, mai armonice.